Aproximativ 300 de persoane, angajați și pensionari ai CFR, au ieșit în fața sediului prefecturii Hunedoara din Deva să ia parte la un meeting de protest. Acțiunea a fost programată să aibă loc marți, 16 februarie, începând cu ora 16. În acest fel, aceștia dorind să tragă un semnal de alarmă asupra problemelor cu care se confruntă. Prin acest protest, ceferiștii hunedoreni vor, printre altele, să atragă atenția guvernanților cu privire la un proiect de lege inițiat prin 2002 ce face referire la statutul personalului feroviar și peste care s-a așternut praful în sertarele birocrației păguboase din România. De asemenea, aceștia cer și respectarea contractelor colective de muncă la nivel de ramură, dar și alcătuirea unor comisii speciale care să efectueze determinări la fiecare loc de muncă, conform normelor europene privind calitatea muncii, respectiv sănătății și securității în muncă și în cazul situațiilor de urgență. În plus, aceștia mai doresc și redobândirea dreptului de călătorie gratuită avut atât cu operatorii de stat cât și privați. În același timp, prin acțiunea de astăzi, ceferiștii din județul Hunedoara vor să marcheze și împlinirea a 83 de ani de la greva din 1933.